adâncă, șapte văi și-o vale adâncă, șaolică-lică, leano, săi că lupii mă mănâncă, șaolică-lică, Mișule! Mișule! O tântiși! Mișule! Bravo, mă! Stai, nu pe nu mă mânca, băi! Stai, nu pe nu mă mânca, băi! Și-au nică nică n-am o să fie și vremea, băi! Și-au nică nică n-am o să fie și vremea! Și-au nică 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 și ialică! Și-au nică 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 și ialică! Și-au nică 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 și ialică! Și-au nică nică! Dorăvașul ești, bă, Mișule! Dorăvașul! A venit Tolteanu! Salutare! Bă, Mișule, bă, băiatule, hai, goa! Bravo, bă, Făniță, ți-ai cumpărat motocicletă! Un număr de București, bă! Redeți, bă, redeți, dar la toamnă când mi-ai cumpărat-o, o să mă rugați să vă plimb în atac, bă! Ești bun de cinste, bă! Iată-te la el! Să trăiești, Neagogule! Să trăiești, Făniță, să fiți sănătoți! Hai, bă, Făniță, nu dai și tu un țoi acum la plecare? Uite că n-am mărunte! Oba, unde bagi așa? Unde mă bag? Nu vezi că stau la rând. Acel bagi așa bani. Uite, vezi? Ce faci, Măricule? Ai ferit, să treci, are. Să treci. Cât îmi vine, nene? Ai mult, bă, că ai tras tare. Semnează aici. Ți-am spus că la oi să câștigă bine. Băi? Și acum ce ai de gând să faci? Tensor, omul, ce să facă? Chiar tensor? Băi? Și cu banii ce ai de gând? Îmi iau motocicletă, nene. Mare, mare de tot. Uite cecul. Și uite numerazul. Să trăiești. Dacă și nu-i dai? Noroc și să auzim de bine. Să auzim, nene. Să trăiești. Păi nu-i nume? Am încredere, nene, băi. Altul la rând. Păi așa vrei să o vinzi? Da, cum? Ia lunga. Ia văcuța, neamule! Ia văcuța! Ia văcuța, văcușoara! Dă-te așa vrei! Ia văcuța, văcușoara! Ia cornuța! Ia văcuța, neamule! Ia văcuța! Ia văcuța, neamule! Ia văcuța! Ia văcuța, văcușoara, că o cheamă Marioara! Care vrei să te scalzi în lapte, mă, vino încoa? Ia văcuța, neamule! Ia văcuța, văcușoara, că o cheamă Marioara! Ia văcuța! Ia văcuța! Că muri taica și n-am cu ce să-l îngrop. Lapte, da? Auzi, lapte. Păi de ce o vânzi? Hă? Mai am un să pui laptele? Da, viței face. Auzi, viței. Dacă e bicu bun, face doi. Dacă e bicu mai slăbuț, face unul da mare. Câți ani are? Câți ani are? Auzi, câți ani are? Păi 2 ani, 3 luni și 4 zile acum pe 11 august. Cât cer pe ea, mă? 1300. 1000. 1200. 1100. 1150. Nici ca mine, nici ca tărică. Hai, bate palma.
Și acum și ca dacă muri taică și gândui și facă cu ștrangul, ce să mai fac Dumnezeu să-l ierte? Iar! Domnul Păniță. Salutare. Ai venit? Păi, nu se vede? Lele, fată, ce-ai mai crescut. Dar și eu m-am făcut un mare. Te-ai întors acasă? Mm-hmm. De tot? Păi... S-a prins, Floricu! Trage-l! Trage-l acum, acum! Opa! Uite-l! L-ai luat, eclair! Și încă măricel! Frumos de tot! Hai sus! Cum se dă chilada pește pe aici? Dar ce știu eu? Aoleu, păcat! Și pe unde mai umbla, Păniță? Prin toată țara! Am fost la Periș, am fost la Câmpina, la Mediaș, la Giblea, la Băltiniș, am fost la București! Ei, taci! Aha, păi... Dă-le acolo! Hai să-i luăm și pe ei! Da, cadou! De la București! Da, pentru mine? Păi... Da, de ce nu mi-ai scris? Am fost ocupat. Păi... Hei, Făniță, Iorico, voi nu veniți! Venim, venim! Încă nu te lasă lumea asta să trăiești. L-ai aruncat. Las că spii mâine un coș. Așa da? Voi nu veniți acasă. Ba da, venim, hai, Făniță. Eu nu merg, am venit cu căruța. Mi-am cumpărat o pereche de cai nemaipomenit și o căruță... A întâia. M-am pozat la oraș. Ia uite. Nu, uite așa. Cu căruța asta duc oamenii din sat la gară și invers ca glonțul. Să fii sănătos, de 2 ani avem autobuz în sat. Rrr, gogule! Rrr. Hai, hai, tren, hai, tată, hai. Ia uite, frate meu, ce v-ați mecanizat, hă? Dar nici ca tine cu droaga aia. Dar Iorica unde? Vine și ea acum. Iorico! Iorico! Hei! Hai, Iorico! Stai puțin că vin! Așa, dar și cum spuse, după ce făcui târgul cu omul pe 1150, toată văzui că vine arderea încă către mine și zice, păi dacă vaca mea e așa de bună, eu n-o mai vânz, vă rog frumos, știi? La început îmi părut rău, dar, vorbă, ce mai m-am râs, bă, fata de Iurico, auzi? Thank you.
Alo? Ce faci? Învăț la istorie. Dar tu ce faci? Eu învăț la tabla mulțiri. 2 ori 1, 2. Alo? Alo? Hei! Mâine la școală avem și cântu? Fata Liorico, atunci tu știi cum cântă Cucu? Cum să nu știu? Cucu! 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 Alo? Dar tu știi cum cântă Guguștiucu? Cum să nu știu? Guguștuc! Guguștuc! Ia sântul! Guguștuc! Ia sântul! Guguștuc! Ia sântul! Tată din... Tată din... Hei! A venit Făniță! Câte chile îmi dai, mamă? Măgarul la ce-ți trebuie? Mi-l făcu un cioban cadou. Să trăiești, Nicolae. E adevărat, să fac un băiat frumos, Făniță. Să trăiești, pentru că frumos am fost de mic, dar n-ai văzut tu. Și tu alcuiești, mă. Alu tata și alu mama. E Nicolae al meu. Nicolae al meu. Hai sus în căruța mea. Mărioară, duceți-vă și ajutați-i mami să facă ceva din mâncare. Leno, Leno, adu faci și niște băutură. Odată se trage, frate, pe de lume. Asta cam așa e. Tineri cai, tineri. Băi, iau-te. Degeaba am umblat eu prin lume, a? Dar de căruță ce zice? Zdravână. Zdravână, nu? De unde-i luat? De la Jible. Hai, bă, hai, bă, hai la gata. Hai, cheamă, dar ea, hai. Vezi-l, mic, că ne-am făcut case? Mi-am pornit și eu una nouă. Petrică, moale, moale, dar mi-a luat-o înainte. Și numai în 3 ani de gospodărie. Auzi? Tu rămâi cu mama în casa bătrânească. Așa ne-am gândit. Și eu, poate mâine, poi mâine, te însori. Dai și tu casa, da. Ha? Asta cam așa e, necuculaie. Haideți la masă, bă! Hai. Bine ai venit. Cine v-a găsit? Să vă crească copiii. Să ajungi și tu, ginere. Păi, Leanu. Și să fie într-un ceasbord. Bună, suică. 4 ani. Băi, Făniță, dar să cotei ce ai, mă. Hai, măi. Bine zisă-și. Ia, muică. Pentru mătare. Câte mă văzuși? Vai, Făniță, copii. Asta ce e? Cremă neagră. Mi-e trebuia galbină. Dați-o iau și așa. Mai că colaia. Dumitale, tu-i dai șireturile, bre, căruță. Ia aici, adu-te pentru copii, uite. Naică, naică. Na, dă-i și la mea. Și pentru voi asta două. Bă, că la copii, mă. Uite că se goli. Și cum ai dus-o, bă, pistrei? Amestecat, naică, colaie. La început am fost pe munte, la voi, pe lângă Baia de Aram. Câștigam frumos acolo. M-am încetat acolo cu unic pentru niște bani și m-am băgat la păstrăvărie. Și ce făceai, mă, acolo? Cum, ce făceam? Pozeam peștele. Pormă. Porma am fost și la o stupărie sub munte. Să rămână, măică. Să trăiești, dai căpare. Să trăiești, măicuță. După aia am fost la o cabană, ajutor acolo. Cabană? Care am lemne sus cu săniuța pe munte. Cu săniuța?
Și nu ți-a fost doar de noi, Păniță? Mi-a fost, muică, că doar și eu sunt om. Dar vorba e că mie mi-a plăcut mai mult la oi. De-aia m-am întors acolo, pentru că nu-și băga nimeni nasul în ce făceam. Dar cum de te-a răbdat pe tine inima atâta vreme să nu dai deloc pe acasă? 4 ani, mă. Și gândile vechi, dar lasă că v-am scris. O ilustrație. Poate mai mult de orichii. Nu. N-am avut timp și, pe urmă, am stat și o să prind puțin cheac. Și prinzăși, mă, prinzăși? Ce să prind? Băi, cheac. A, cheac prinzăi. Ce zici, nerefăniți? Vă procopțineți, e? Păniță, când ai plecat tu, nu era nici colectivă, nici becuri. Și acum unde ai vrea să lucrezi? Cum unde? În ce sector ți-ar conveni? Ce sector? Îl iau cu mine la porcii, în Crucișeața asta primăvară. Rasă civilizată, coșoni. Lasă-vă, Petrică, că nu mă fac eu porcarul satului. N-am chef. Ce porcar, mă? Tu, care ești, mă? Tu pe unde ai fost, n-ai citit nimic? N-ai auzit nimic de ghiace? M-am auzit. Dar sunteți voi în colectivă, sunteți? Mama e? E. Ce să mai vin și eu? Bune. Eu am alte treburi, alte gânduri. Ce gânduri? Niște idei, n-ai, că comerțul-i comerț. Ce mai ai nebunit? Eu? Dar ce ai dumneata cu comerț? Bine, mă, comerțul-i comerț, are rostul lui. Dar tu? Uite, mă, comerciantul. Bă, și în definitiv, ce trebuie să vă dau vouă socoteală? Uite, mă, comerciantul. Eu cu treburile mele, voi cu treburile voastre, gata. Ce mai ai de gând să trăiești după capul tău? Să poate, mă, Făniță. Uite, nu discut cu muierile, scurt. S-a îmbătat. Nu, noi nu-i mai dă să bea. Ia, ascunde făul ciorul. Ascunde ulciorul, ce faci? Așa a fost el de mic, glumeț. Zau că nu glumesc, mamă. Ce-i de râs? Băi, o să mă umplu de bani. Tu a găsit el ca barza, degeaba. Ca barza? N-ai găcolaie. Ce să mai lungim vorba? E un loc în gospodărie și pentru mine? E. El dau vouă, dar lăsați-mă în pace. Asta-i. Ia, ascultă-mă, ce tot dai tu, sor, că am gânduri, idei, că etc. Eu nu prea înțeleg, că sunt cam prost. Petrica, dacă ești prost, du-te, mă, și te culcă, mă. Păi? Părinte, Naică, de cât timp n-ai încasat ulea fă de la mine? Crezi că mor de frica, mă, dale, auzi? Cu mine să vorbești frumos, auzi? Mă, copii, mă, ce aveți? Lasă mamă să-i dea leafă, că s-a cam obrăznicit mucosul. V-am salutat și să ieșiți din casa mea. Nu trebuia. Salutare. Pentru viței n-am încotro. Trebuie hrăniți la ore fixe, să aibă reflexe. Mie trebuie o pendulă. Să bată banga, 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 banga. O pendulă cu dulap să se audă. Am văzut eu la oraș unul cu cuc. Cu cuc, cu cucuștiuc, mie să-mi dați o pendulă. Să bată jumătățile, sferturile. Asta e. Bang, bang. Nu-i că dă-te așa, Nică. Bang, bang. Uite așa să-i facă limba. Să se audă, să putem respecta programul la graști. Ce cauți, dom'le, pe aici? Bine ai venit, Făniță! Ia să te văd, mă! Păi, Nea Grigore, asta e, eu ți-am spus, acum aveți, studiază problema. Vezi ce faci cu pendula aia, nu mă lăsați așa. Hai cu tata, hai. Pendulă pentru reflexe. Să trăiești, Nea Grigore. Cine-a Grigore, bă? Tovarășul președinte, Nea Grigore. Pe tovarășul președinte, mă rugat și eu alea 2 zile pentru roza, știi? Domnule, neapără, mă, gură mare. Du hârtiile astea la contabilitate. Să vină și el la realitate, să aibă respect. Hai, vezi, zis de treabă, hai. Te-ai mișcat de altui tu? Nu. De când am plecat, m-am ținut de alte treburi.
Să vii pe la noi, pe la gospodărie. Am niște mere altoiți, o minune. Am și eu acasă unul. Dar nu e bun de nimic. Las că venim noi de hac. Pe Liorica o cauți? Uh-huh. Să arăt eu unde e. Am luat un briceac de la Craiova, pentru altoit. Oh, grozav. Are și arbun. Taie ca bricio. Uite acolo, Liorica. Mulțumesc, Negrigor. Să trăiești, mă. Când îți fec la aia la Crai? Mâine dimineață. Vezi tu cu mine? Ai vrea tu? Nu, nu, ai vrea tu. Radu, nu știu unde e Liorica. Nu știu, mă, nu știu. Gheorghe. Oh. Tu nu o văzuși pe Liorica? Păi, pe ea o știu și eu, mă. De ce-i cu ea? Nu pot să spun. A? Dar tu ce-i cu ea? Păi, bag seama nici eu nu pot să spun. Mă, Gheorghe. A? Te pomenești că te ții de urma ei? Te pomenești, mă, te pomenești. Dar ce te interesează, mă? Domnico, n-o văzuși pe Liorica? Neața, mă! Bine, dar n-o văzuși. Hai, coa. Ei, ce faci? Las. Ține tu că eu mă duc să-ți o caut pe Liorica. Dă tu de mâncare la găini. Pui, pui, pui. Pui. Te pricepi, Fănița, te pricepi? Ce-ai supărat? Iar m-am certat cu ai mei. De ce? Le-am spus ce am eu în cap. Și tu ce ai? Hai să spun și ție. Auzi, Gheorghe, băiatule. A. Să știi că dacă nu te grăbești, ăștia să iau. Las-mă, că ăsta nu face mulți purici în sat. 4 ani de zile am strâns bani ca să n-am nevoie de nimă. Și ei nu. Acum vor să muncesc cu ei. Adică, cum? Mie îmi place să am banul meu la zi, să-l cheltuiesc când vreau și cum vreau. Tot timpul se laudă că au lumină, că au case, că au mobilă, că au perdele. Ei, ce dacă? Vede-te la ei. Vin pe la noi și cu trebuți și vorbesc cu mama, parcă eu nu știu că pentru mine bate șaua. Că o să facem noi, că o să dregem noi. Bine, și tu ce ai de gând să faci? Cum ce am de gând? Cu banii care am la cec și cu ce o să mai câștig în vara asta, ne reparăm casa. Și ne punem în vârf o țăpușă de aia așa să nu ne trăznească când bubuie. Aha. A? Cum avem de la cămin, paratrăsnet. Pa, așa, așa, da. Și pe urmă ce crezi că o să mai facem? Păi nu știu. Ne luăm motocicletă, fato. Motocicletă? Aha, mare, mare de tot și cu ataș. Tot timpul te plimbi prin sat, uite așa, vâș, 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 vâș. Și pe urmă ți-o pereche de pantofi, de la oraș, cum am văzut eu într-o vitrină. Ei, tati! Zău, fată, de-aia cu țăpuș, adică nu cu cui, că de-abia te ține pe picioare. Ca o barză. Ca o barză, ca o barză, ca o barză, dar o să le arăt eu lor mei ce sunt în stare să fac singur. E o copilărie, zău. Cum e o copilărie? Pentru că nu se poate trăi așa cum crezi tu. Oh, ai o minte de găină! Și nu te ține după mine că îți dau foto. O să vă arăt eu la toți ce sunt în stare să fac. Deștepților! Am o mândră minte, tică. Tocmai la urăzica mică. Sunt sărit, ai? Află că la mine acasă sunt împărat? Așa să știi tu, păi? Vorba lui a prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul. A
Așa va înainte. Învârte-te, tată, că de mâine începem treaba. Ia oglinda! Ia oglinda, oglinjoara! Ia oglinda, face omul frumos dimineața la prânz și seara! Ia oglinda, 2 lei cele mai ieftine, 7 lei cele mai mari! Ia oglinda! Nu pot! Costă bani! N-ai tu nas pentru așa marfă! Ia oglinda, neamule! Ia oglinda! Ia oglinda, neamule! Pentru toate vârstele! Ieftine ca braga, 3 la leu și una degeaba. Pentru tot. Hai să regriți, o să-ți pară rău. Ia oglinda, oglinjoara, oglinda. Ce faci, Paco, marș? Pentru toate vârstele, oglinzi. Ia oglinda, oglinjoara, ia oglinda. Frumos te faci, dimineața la prânz și seara. Ia oglinda, oglinda, oglinjoara. Ia oglinda, oglinda. Iar veniți, mă? Din Ionistule. Și azi e marți. Ia oglinda! Ia oglinda pe bani și pe produse! Marfă de calitate adusă din capitală cu mari sacrificii! Grăbiți-vă că pierdeți ocazia! Asta e ultima, asta mi-a mai rămas! Ce să fie? Care să fie? Oglinda aia mică. Asta! Aha, s-a făcut. 2 lei. Aha. Să fie cu noroc. Ia taci și-și cu ea. Ia dumitale! Am eu. Să-ți trăiască! Mulțumesc! Faci potaie! Uite-mă la el, nu! Ia uite-mă la el, Nu, mă! Marș! Vino cu am! Asta-i potaia lui Petrica. A venit să-mi facă pagubă în oglinzi. Dar nu trece el prin fața porții dacă nu-i rup picioarele, îl cotonogesc. Deșteptul. Să-ți dau o oglindățică. Lasă aguridea jos că te apucă burtă. Lasă, arunc-o, n-auzi? Trece-ți. Ce face, mă, Fenițe? Își aranjăm bătătura. Acum vin de calendari. E priceput, e harnic, dar să aveți grijă de el. Nu se dea asta pe brazdă. Cât e cuc? Na. Deci voi mai înțelegători. Poate că n-a avut cine să-i deschidă ochii. Și pe urmă, omul a plecat să se chivernisească și el, într-un fel. Să nu mai stai aici pe capul vostru. Că erați trei și... N-aveați decât o curea de pământ. Am muncit și a făcut planul omul. Parcă noi am stat, nu? Furtunul de-l pusești. Hai sus, Grigore. Aici! Cu voi a fost altă socoteală, băi, Petrică. Ați rămas aici, am făcut gospodărie, ați intrat în ea. Acum sunteți și voi oameni. Hei! Asta ne face neamul de râs ăsta mic, încăpățânatul. E încăpățânat el, dar nu se dă înlături de la muncă și... Făceți-l să se gândească și la gospodărie, nu numai la curtea lui. Ăsta până nu s-o răsturna cu căruța lui cu tot, nu vede drumul drept. Hai, colaie. Ia-l încet, nu te repezi, vorba aia. Cu răbdare se face frunza dudului mătaș. Ce, pomule, cea? Îl mic. Au. Îl mic, ia vino cu ala gata. Așa apă grozavă ca aici la noi, nu afli în tot satul. Ce n-ai că te-a apucat dorul de mine? Nici apă bună și rece. Dar la ce veniți, Naică? Păi, nu-ți pusei să te văd. Lasă, că-i mai avea și eu urechi. Uite,
Uite, eu nu știam că ai. Dar ce e? Te dau afară din colectiv dacă nu vin și eu să muncesc? Păi dar ce stă lumea loc că sunt de o fată mare? Bea apă și treci. Păi atunci. Părinte Naică, uite ce ne-am gândit noi. Care noi? Gospodăria, adică. Aha, aha. Știm că ești om harnic și că poate vrei și tu să-ți faci o casă nouă, a? Păi? A plecat alu Marin Sandu Stan la armată și avem nevoie de un om la culturile de sfeclă. Ce zici? Faci de acum încolo ușor 50 de zile muncă. Iei și bani și produse, sau dacă nu vrei produse, iei numai bani și te pui și tu pe picioare. Nu-i de mine, Naică. Te mai ajutăm noi? Nu se prinde, Naică Colaie. Sau poate vrei să mergi la crescătoria de gâște. Ha, uite ce vrea să vă facă fratele meu, șeful gâștelor. Dar ce vrei tu, bă? Toată lumea hăiți, numai tu cea? Ce, din oglind sau de mai știu eu ce sticleț ai tu în cap? Vrei să trăiești ca lumea? Ai grijă să nu intri în șanț, că eu nu te scot de acolo, să știi. Uite ce e, Naică Colaie. S-a zis de sus că în colectivă intră omul când vrea? S-a zis? S-a zis. Atunci cine mai certăm noi? S-a zis, mă, s-a zis. Și ce dacă s-a zis? Dar tu ce vrei? Tu vrei să faci negustorii ca să te încheaburești, să-ți faci avere? Numai că averea nu e ce crezi tu, păniță, Naică. Averea mare e să fii om. Cu mintea întreagă. Să trăiești bine. Să te ai bine cu oamenii. Asta e. Bine, Naică, bine, mă lămuriși. Acum poți să dormi liniștit. Dar să știi că fiecare tot cu căciula lui rămâne. Hai! Ia coașa aromată! Arde și frige și n-are gură să strige! Ia coașa! Ia coașa, neamule! Ia-le! Ia coașa, frate meu! Ia coașa! Ce mai faci de bașul, cum se cade? Arde, frige, n-are gură să strige! Ia cocoașa împuriată! Ia cocoașa parfumată! Domnuleu, domnuleu! Ia cocoașa! Ia cocoașa împuriată! Ia cocoașa! Ia cocoașa! Cocoșele, cocoșele! Proaspete de-a noastră, calde de-o săptămână! Puriată! Ia cocoașa că e caldă, ia cocoașa! Ia cocoașa parfumată! Pe deasupra cu DTT și naftalină dată! Bărfă de galați, dai uleau și lucrat! Ia cocoașa! Ce a crescut? Cocoșica! De să spun puțin zahăr și tu de aici, fă loc, că vin și alți clienți, hai! Bă, făriță, bă, nouă ne vinzi gogoși, mă? Calde, calde! Mână, măgaru, mă! Proaspete de anul ăsta! Încolo, dacă nu vrei să spun. Ia cocoașa! Ia cocoașa parfumate! Cocoașa specială, aromată și gustoasă! Ia cocoașa! Grăbiți-vă că se termină marfa, neamule! Ia cocoașa! Du-te, mă, acasă, mă, du-te acasă! Nu tu, mă, fii cu minte! Ia cocoașa! Ce luași, mă? Ce câștigași tu astăzi, mă? Ia cocoașa, neamule! Dacă ce plătesc, mă? Care mai vrei? Care mai ia? Cocoșca parfumată, cocoșica aromată! Călte de-o săptămâna proaspătă de-a noastră! Ia cocoașa, neamule! Ia cocoașa! Aromată și gustoasă,
Mamă! Da. Unde sunt ouăle care le-am strâns aici? Le-am pus în cloțe. O, mamă, și m-a dat. Acum ți-ai găsit și dumneata să scoți pui? Deci? Păi aia de la gospodărie scot pui cu mașinile și dumneata pui cloțe. Ca strămoșii noștri. N-am știut că vrei să le vinzi. Dar 60 de ouă sunt 60 de lei și eu am nevoie de bani acum. Banul-i bani, trebuie să circule, mamă. Pui. Păniță! Ce-ai, mamă? Vezi să nu sperii clota aia golașă, că e pusă mai de mult. Bine, mamă. De ce? Tovarășul Grigore a spus că nu e o metodă educativă în cazul lui Făniță. Ia uite, măi, frate. Și eu ce pun de râs la gazeta de perete? Făniță! Cine e? Om bun. E, nu zău. La ce veniși? Veni să te văd. De ce nu veniși mai încolo când iasă stelele? Vrei să te vadă lumea? Ei, ce să zic, parcă eu de lume mor. Eu uzi la ea. Dar să nu zică. Oricum, eu n-am mai văzut fată mare să vină la poarta băiatului așa în ochii lumii. N-am mai pomenit zău. Ai pomenit acum. Mai e supărată pe mine? Supărată? Nu. Sau veniți cu o problemă, hă? Ei, lasă, păniță, că nu trage nimeni de tine. Veniți să chem la școală. Eu mi-am făcut datoria. Știu să citesc, să fac socotel. Păi? Mă, zurliule, mă! Nu mai sta cu bada la bru. Facem un cor, o echipă. Hai, vino și tu. Și ce să fac acolo? Hai să cânti.
La tenor. Și tu la ce cânti, la tobă? Nu, eu sunt soprană. Ce ești? Soprană. Soprană. Râs, Făniță, râs, că tot ești tu de râs. Să știi că eu dau, nu mă joc. Nu știu, tu cod-codă. Lasă, că știu eu cine e Petric. Matale, poate nici nu știi. Dar când a intrat în gospodărie, s-a dus la Colae să-i dicteze el ce să scrie. Dar Colae n-a avut timp și atunci a dat cererea să se uite pe ea. Deșteptul de Petrică a copiat-o exact. A copiat și numele, a scris Colae în loc de Petric. Dar are cel mai mare număr de porcei? Un porcar. El a depășit recordul nu pentru că e deștept, ci pentru că sunt scroafele mai harnici. Ce știi tu, Făniță, ce știi tu? Poplale tale au rămas. Mănâncă mai repede că să răcesc ouăle. Unul la care toată viața lui a stat numai în umbra lui Colae. Oiască. Fă-mi și el un record acum și vorbește toată lumea. Și ce dacă? Păi? Hei, Făniță, nu știi că aici ți-e locul? Așa calcă de parcă n-ar fi din satul ăsta. E, ce să-i faci? Are căruță cu cai și n-a vestit. Nu mai șterge, mă, Gheorghe, atât că ei vopseau. Hai, dragi, din gură și vezi de măgarul tău. Ce vă... Gheorghe, te de la vorbă cu mine. Nu vezi, mă, că râd muierile de tine. Păi, da, Făniță, vezi, mă, să nu zbori în nod. Stau ai umbrelă contra vântului, ia? Nici ca tine toată ziua, Natasha. Vezi, să nu băgați pe cineva în spital. Sări, mă, gardul, vină în pace la noi. Poate e o fi rușine omului. Muierile tot muieri. De-aia toată ziua, Natasha. Thank you.
Ce dacă are haine de piele și o plimbă nataș, să se ducă după el? Păi, așa merge. Hai, fa, nataș și gata. Ia uite ce s-a schimbat lumea, frate. Înseamnă omul priceput. Ia uite ce cuc în nuc. Uite ce măgar sunt nuc. Dar Mișu, vorbești? Ce, Mișu, tu? Stai că mă urc eu la tine. Să-ți dau vânt. Să înveți să zbori. Te urcași, drace? Mă urcai. Acum stai locului că te dau două, zici că nu! Hai, asta ce-ți veni? M-ai supărat pe mine? Tu ce crezi? Stai că acum și ca fiu și eu! Ghiță, ghiță, ghiță! Alo, Fănițe! Hai, suc! Să treci de aghicol! Mi-ai spus că ai un măr, asta e? Asta e, nene, dar cred că o să-l pun pe foc. Că așa și o să-l mănânce vitele într-o zi. Păi de ce, mă? Pune un par lângă el sau fă un gărduț. N-am timp nici de atât de el. Uite, ți-a dus eu un altul. Te văd că am supărat. Nu se simte prea bine, Mișu, măgar. N-a prea mers cu ouăle. Stai să te ajut și eu, negrică. Au tine ca și voi, Fănițe. Dacă dai o lovitură, două, cum te duci cu gogoșile, îți cumperi mașină. Cum păr pădrea cu negrică, că le-am făcut acre. Acre, acre, dar ai pus ceva la cec. Ce să pun, măi, nene, praful de pe tobă? Stai de-a, gă-te! Gă-te! Dacă n-am muiere în casă, le-am făcut singur. Și mama, în loc să mă ajute, mai rău mă sabotează. Uite de ce se ține tața Dina. Sabotează omul. Păi... Așa, altoiașule, să fii cu minte, să te prinzi, că n-o să te lăsăm singur. La anul o să ai frați ca tine la gospodărie 20.000. 20.000, nene? O să vă faceți milionar. Păi nu așa repede, în câțiva ani. Și cine o să-i îngrijească? Oameni pricepuți. Și părma, ce să te faci, mă? Când pe oră? Părma, după ce-ți termin toate treburile. Că de trei dintre ele ai și scăpat. Nu știu. Dar găsesc eu ceva de făcut. Aha. Bine, băi, Fănița. Să trăiești, nea Grigore, și îți mulțumesc. Hai, de ce? Și nu uita ce ți-am spus. A ce îmi spusești, nea Grigore, că nu băgai de seamă? Altă dată.
chică, 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 chică. Fănița! Chică, 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 chică. Fănița! Ce e, mamă? Hai că a fătat o purcea. S-a făcut? A fătat. Opa. Câți? Unu. Numai unu? Numai. Și ai l-altă? Tot unu. Și asta? Dita-i namila și numai un singur purcel. Măcar a treia să mă facă de râs. Te-a și făcut? Ce tot vorbești, mamă? Tot unu. Cu 1500. Parcă au fost bani de curat. O, ce de purcei! 3 ori 1, 3! 3 ori 1, 3! Le-ai îngrășat prea mult înapoiatule. Mai citește și tu, uite, cărți. Sfaturi pentru prevenirea și combaterea bolilor. La animale. Încăpățânarea copiilor. Aoleu. Uite ce de crescură și numai într-o singură noapte. Mamă, două coșuri, 100 de lei. Coșul asta înseamnă 200 de lei. A zice transporturi, asta iar înseamnă 2000 de lei lunar. Oh, oh, ce mai, gata. Acum mă procopsesc. Da, Doamne, Maica Domnului, ploaie să crească ciupecele mari și multe. Tu când crescuși? Când crescuși? Dacă o ține tot așa, în 2000 de zile, îmi iau motocicleta cu ataș. Două cauciucuri de rezervă, plus o bujie și, la urmă, stop. Să necați munca oamenilor, să rămână oamenii să fluiere în buză? Apelor nebunilor! Că voi sunteți la roadă și nu vă mai opriți când vă porniți la vale. Nebunilor! Surdelor ce sunteți voi! Te dărei, dar nu mă lăsai. Ce ori să zică acum aia de la gospodărie? M-au unit. Și Iorica o să zică că de-aia am făcut-o ca să mă fac cu ei. Și asta numai din pricina voastră, nebunelor. Uite, și acum o să mă afle tot satul. Eu sunt Cănițe. Prin lume trec.
Sunt chiar deștept și am bani la cec. Eu fac comerț și iau bani groși. Vând pui nouă și chiar gogoși. Orice povar singur mi-o car. Cu un măgar din zori în seară. Doar el mi-ajută pietul în toate cele, căci unde-i numai unul, nu-i putere. Păi, ce s-a întâmplat? Am avut dreptate cu tot. Nu mai critic eu. De ce? Hai venit să vă spun. Și cu cântecul meu cu rămâne? Nu-l mai facem. Și eu ce pun de râs în program? Ce mai faci, Băniță? Ce-ac fac? Parcă ai fi de pe vremea lui Pazvante cu gloaba asta, mă. Așa te pricep tu la măgar. Zău, parcă n-ai trăit în secolul 20. În ce să trăiesc? În secolul 20. Uite că nu știam că nu știu. He-he, multe nu știi tu. Noi știu eu multe, dar la femei mă pricep, așa să știi tu. Că mână, mă, Mișule. Hai, de, de. Au. Hai, Mișule, de. De, mă, băie, hai, oh. Hai, mă, grăbește. Oh. Secolule. Măi. Fănița, apără-mă de câini până la culturi, că mi s-a spart un cauciuc. Ce fel de culturi? De ciuperci. Ce face? Da, da. Și ce sunt astea? Ciuperci. Nu spuse-i pe drum? Da, la de adevăratele. Comestibile. Zeci de mii de lei luăm pe ele. Comestibile, auzi? Și avem multe pivnițe ca astea. Mari. M-ai adus aici spre? Ca să-mi scoți ochii? Comestibile? Nu mă însori eu cu una, cu două, așa să știi. Ce-ai, mă, ce-ți veni? Las că cunoști tu problema. Ce ne fac cu asta? Cocolim de la 7 poște până la mama. Ce înseamnă, Grigore? E, zisea bine. E bine că nu te-ai lăsat. Pă, cum o să mă las? Ceasul e ceas, fără reflexie, ce te face? De ce veni răzul? Ce mă, nu zără? Mărioară! Ce faci, ia cum te pusuim, băi? Venirăm de-a neamurile. Noi n-am vreme de voi, am treabă. E, băi, ce venirăm la tine? Venim la mama, că e ziua ei. Asta e, că e ziua ei. Ia-o fă înainte, ce faci, gură. Să rămân la mamă! Să rămân la bunică! Să rămân la bunică! Goță! Gocule, ia dreapta, Gocule. Las că-și vine el în fire. E, bravo, măi, al mic. Veniți tu la masă. Felicitări cordiale. Vină, mă, cu felicitările tale cordiale. Unde le-ai mai auzit? Că le repezi ca un papagal. Auzi, mă, m-a făcut papagal. Sau ți le-a dat odată cu premiu, mă? Văniță, mamă, ce ai tu cu colaie și cu petrică? Ascultă-i și tu, că sunt mai mari. Să fie acolo în bătătura lor, nu la mine. Uite-l, mamă, cât e de grozav. Și dacă îi faceți socoteala la timpul pierdut de pomană până acum, iar te supără. Uite, de asta nu mai pot eu. Să rămână, mamă, la mulți ani. Să trăiești, maicăță, și tu. Uite unde se găseau socotitori. Ia pune mâna pe creion, petică. Că bine zici, naică. Să-i facem bilanțul. Că uite, acum aniversăm 3 luni de când s-a pogorât printre noi. Așa. Avem o dată A. Cumpărat oglinzi, valoare 2000 lei. Vândut unele sat ca vederi și calendare. 50 ori 4 fac 200 lei. Restul umplut casa cu ele, pierdut 1800 lei. B. Făcut gogoș 200 lei, vândut la horă 6 a 2 la leu, egal 3 lei. Restul pierdere. 197 de lei, întrucât respectivele gogoși date porci, acre fiind. Ce? Ce? A, da, ce? Te rog. Cumpărat scroafe, 2500 lei, îngrășat peste poate, au născut 3 ori 1. 3 porci ar veni. Mama. Fetelor, haideți să mergem afară să mai aducem câte ceva. Mhm, ha. Păi, cam asta ar fi. Ce faci, mă, tu nu te duci? Dar ce nu vorbim? Du-te, mă, și te joacă cu Doinița și lasă-ne în pace. Ce vrei? Dar ce ești, copil? Ieși! Ce mă aveți, poftă de ceată cu mine? Pe când dacă lucrai în gospodărie de când ai venit, făceai nu 90, dar 70 de zile muncă tot făceai? Făceai? Uite Dinica, care știe tot satul. Gura mare, a? Gura mare, gura mare, dar uite că și-a luat aparat de postat japonez. Dar te scoate la minut ca la 8 zile și în culori.
Uite eu, mi-am luat aparat ăsta care cântă în cui, tranzistor. Și tu, tu n-ai nici gramofon. Nici gramofon n-ai să-ți cânte zavaitoc, gură de aur. Vino cu noi și ai să vezi ce mulțumit o să fii. Pot trăi și singur, nu mă mănâncă gaia. Unde nu e minte, degeaba dă Dumnezeu ploaie. Uite-te la tine, nu ești nici la oraș, nici la sat. Trăiești pe câmp ca nevăstuicile. Îți bați joc de tinerețea ta. Individualule. Petrică! Eu. Vrei să te dau pe ușa afară? Păriță, să vorbim acum și despre fată. Cât vrei să te aștepte? Ți-a răbdat toate toanele, nu s-a măritat cât te-a înțeles. Da, la coataș? Care coataș? Daică, vreau să zic și eu ceva. Zi! Ăla coataș e rudă. Ia lui forjarul din Prisăceaua. Veterinarul. Asta e, veterinarul. Liorica a înțeles ce-i în capul tău acu, că e mai deșteaptă ca tine, aia e. Auzi, a înțeles. A înțeles că sunt nebun? Să fie sănătoasă cu deșteptăciunea ei cu tot, n-ai căcolaie. Eu tot nu iau din muiere. Proastă-o fi Liorica de l-o aștepta. Ori vrei să vină să te roage? Domnule Făniță, nu binevoiești să mă iei de nevastă? Ea o fi proastă lume și el împăratul. Făniță împărat. Liorico! Ei, stai să spunem ceva! Hai că vă aștept! Radu, ajută-mă și pe mine să pun coșul. Acușica, Liorico, acușica. Așa. Te duci la cămin? Da, să vorbesc cu instructorul pentru programul de duminică. Și vino repede că nu s-a terminat ziua. Mă întorc îndată. Domnul, cum se cade? Te culcași pe pod. Mă culcai? Ia de-te mai încolo. Și fă-mi loc să trec. Dar ce e podul tău? Ia de-te la ea. De noi călca pe tine să vezi. Mare scofală. O să ții și tu minte că ai călcat un om ca lumea. Na, mi să te saturi. Uite, știi ce? Că mi-e și eu din pepen. Hei, crezi că mor de frica ta? Sigur. Te prinzi așa de om ca scaiul, fără să-ți facă omul nimic. Parcă eu nu te văzui că mă pândiși în porumbi. Voi fi având benoclu. Domnul cum se cade mă pândi și când văzut că vin, zâști, se lungi pe pod. Bravo, fată! Te pomenești că mă usuc de dorul tău. Știam eu că nu te usuci. De unde știi? Tu ai zis. Lele, fato. Ce de flori! Ce de stupe aș mai pune eu aici! Uite, până la merii aia! Îți mai amintești de ei? Puși de tine la primară! Ei, când a ieșit primul la sădirea pomilor! Mamă! Ce de vreme mai trecut! Ei, păi... Hai! De aici vor începe livețele cu mer. Vezi? Acolo, acolo, cât vezi cu ochii. Și până la dealurile alea. Mamă, mamă, ce de treabă aș avea de făcut eu aici. Primăvara ar fi o grădină, raiul pe pământ, o pădure de stupi. Uite, Liorico, o pădure de stupi până la dealurile alea. Și astăzi poți veni cu propunerea la noi, Făniță. Un la noi. Ei. Nu mă las eu până nu le arăt ce sunt în stare să fac singur.
cui, mă? Cui? La toți. Iorico! Acum, acum! Vino la colectivă, Făniță. Te așteptăm cu propunerea, să știi. Ți-a luat motocicletă cu ataș și ai și clapson acum, prin toate fetele din sat. Grozavule! Bă, vezi că ți se învârtește roata! Că un rând de stupi, un rând de pomi, un rând de stupi, un rând de pomi, un rând de pomi, un rând de stupi, un rând de neagricure. Mai vorbești și singur, nene, când mi se urăște. Nu te-am mai văzut de mult, Făniță, nu știam ce mai faci, de-aia trebuie pe aici. Ei, căzuși la țang, nene. Că dacă nu veneai dumneata acum, veneam eu la gospodărie. Bravo, mă. Nene Grigore. Domne, aș avea de zis despre o afacere în gospodărie. O afacere? Aha. Milioane o să purgă, nene, pe cuvântul meu de onoare. Uite, eu am făcut propunerea, în ceea ce mă privește, eu mă ocup de. Mă angajez cu contract la dumneavoastră să vă ajut. Da și mie 20% acolo din venitul anual. E cinstit? Ia să auzi, mă. Dă-mă o țigare, nene. Și un foc. Uite, nene, ce zic. Dacă îmi pânzinți cu stupi, uite, partea aia cu flori de acolo. Și cu claurul ăsta, nene, până acolo sus, până acolo sus la observator. Hă? Ce zici? Milionar vă faceți, nene, pe cuvântul meu de onoare. Cu procintele alea mai stăm noi de vorbă. De ideea nu era. E, cum o să fiu? Mă, vină la gospodărie, îți dăm tot ce-ți trebuie ca să te ocupi. Nu, nene, nu vin la gospodărie. Am eu treburile mele. Cum vrei tu, mă, Făniță. Să știi însă că propunerea e bună și o reținem. Dar ce-mi dai pentru ea? Mii de mulțumiri. Bravo, mă, neagricor! Bravo! Eu îți dau propuneri să vă îmbogățiți și cer și eu așa ca omul câteva mii de lei și dumneata îmi dai mii de mulțumiri. Bravo! De mă, Făniță, dacă nu vrei să vii cu noi. Dar ca să nu fie cu supărare, te dăm la gazeta de stradă. Îți punem o fotografie mare, te evidențiem. Să mă arate lumea așa cu degetul, a? Uși, bă, nene Grigore, da aici, adună. Și eu am față de expoziție? Salutare, nene Grigore. Să n-ai nicio grijă că mai găsesc eu gospodării care să-mi cumpere mie ideile. Făniță, Făniță. Ia uite ce bogăție. Să aveți încredere în ce vă spun eu, tovarășii președinte. Și pe cuvântul meu că eu mă pricep la pește dâmb. Eu nu știu cum de nu v-a venit ideea asta până acum. Cu două, trei baraje puse de-a latul râului, făceați niște heleștee de nu mai aveai unde ține peștele. Și eu m-aș ocupă de pește. E, uite, vezi? Și ce prisosește, dați la drum noi aici, așa că e o palmă de loc, sau vindeți în alte părți. Propunerea e bună, numai cu contractul ăla n-avem ce face. 20% din venit. E, uite, las. 900. Noi îți mulțumim în orice caz cu toții pentru propunere. Să mai vii pe la noi. Stelica! Stelica! Da, nene. Ia vino cu apă. Să faci o scrisoare de mulțumire mâine tovarășului președinte Grigore de la Drum Nou pentru inițiativa tovarășului. Și să-i propui din partea noastră să facem împreună heleștaile. O să fie bine de toți. Ei, ce ziceți? Doamne, gustoasă! Duminică seara împărțea la produsele la gospodărie. Petrecere mare. Ce-mi pasă mie? E și bal seara. Ai putea să vezi și tu lume pe acolo. Văd eu destulă lume pe unde umblu. Să vezi pe Gheorghe șoferul cum e îmbrăcat duminica. Puțin îmi pasă de țoalele lui. De țoale nu, dar de Liorica ar trebui să-ți pese. Să vezi ce o să danseze Gheorghe. Am auzit că are și un gând cu ea. Gheorghe știe să danseze? Știe. Păi și eu știu. Și în figuri, dar nu vreau.
Chiar de-i vrea. N-ai avea naș să intri în bal cu trențele astea de pe tine. Tu cu banii la ciorape. Trențe, zici, mamă? Află că am să mă înțolesc ca un împărat. Salutare. Cu ce vă pot fi de folos? Unde-ați zis bine? I-am zis, vă? Niță! Arde o sârbă și pentru mine, vă! Domn Vals! O, bună, domn tovarășa. Ce să-ți răspund? N-am ce. N-ai. Vezi că mă șivorez. Așa zici tu. De ce? Când vreo ora să mă lase să joc cu tine. De-aia. Uh-huh. Dar de ce nu mă lași tu de pe margine? Că nici nu te uitai la mine. De ce să mă uit? Atunci ce cauți la bal? Cum ce caut? M-am dus eu așa... să beau un șpriț. De-aia te îmbrăcași cu hainele astea de ginere. Să râde lumea de tine. Acum și tu? Eu? Nu râd.
că știu ce e în sufletul tău. Ai vrut să te fudulești cu hainele astea și atâta tot. Mulțumesc. Și acum ce mai vrei? Că dacă intrai în gospodărie, nu umbleai cu haine de împrumut. Erai și tu om. Eu tot ți-am spus. Dar dacă nu înțelegi, făniță, știi bine că n-am mai avut liniște în casă din pricina ta. Și nici în sat. Și acum umbli. Umbli ca lilieci pe negură. Ane-o treburile mele. Noapte bună. Și aia noapte bună? Făniță. Uite să nu-mi ia țicale, auzi? Salutare. Unde fugi, mă, de lume? Crezi că poți trăi fără sat? Crezi? Hm? Uite, știi ce? Du-te că te așteaptă iubiții. Nu vezi că toate ți-e pe dos? Te ții numai de fleacuri. Cum de fleacuri? Ba gogoșele, ba ciuperci și lasă ardeiul ăla ce ai cu el. Umbli cu sorcova din sat în sat. Vorba aia, n-are urechi și umblă să-și cumpere cercei. Dar lasă-mă odată, îmi face mamă! Îmi iau câmpii, să știi! Alimentație științifică. Da, încotro o luăm, nea Grigore, că îl mic pleacă, nu glumești. A furisită treabă. Poate că nu trebuia să-l luăm chiar așa la rost. Omul e om. O fi el prost, dar e prostul nostru. Du-te la el și fă-l să înțeleagă cu binișorul. Spune-i că noi tot mai avem încredere în el. Și că vorba aia, apa vine la matca ei și omul la teapa lui. Mă, Făniță, mă, mie-mi e milă de tine. Zău. Că și tu ești om. Vorba lui Nea Grigore, în balta în care te scalzi, în aia te neci. Asta e. Lorica, să-ți aduc ceva în persoană, dar n-ai fost acasă. Ce știi tu, mă, cu ogule?
Unde bate toba dinic? Ce-ți pasă, mă? Undeva, la cineva, logodnă. Iorica? Și ăsta nu vreau să-mi spună? Ce, Iorica, ești năroadă? Hei! Tovarășa, cum se cade? Adică eu. Pe mine nu mă întrebi? Faci așa de capul tău? Băi? Se duse toată viața mea. Se duse Iorica. Și ea dracului de minte oarbă, care nu vezi decât bătătura ta. Dar nu merge așa. Să mă duc la ea acasă sau? Să mă dea lumea afară pe poartă ca pe un turbat? A? Ia să mă duc la naică cu laie, să vedem cum stăm cu problemă. Fata-l Iorico, fata-l Iorico. Naică Colae! Naică Colae! Vino încoa până la gard. Păi, medic! Ia vino încoa. Veniți mai aproape, că am o problemă. Păi, medic, mi se pare mie sau ăsta parcă ar fi fănit al nostru. Naică Colae, ce să fac eu acum? No. Ăsta nu e făriță. Ăla nu întreabă niciodată. Ăla știe ce face. Ăla e băiat deștept. Ăsta cred că e un om beat și a băut mințele, a greșit poarta și mai ia pe mine de naicăsul. Hai, bă, casă! Naică Colae! Uite că sări gardul. Dacă îl sări, înseamnă că se întâmplă ceva. Să-l fierbe puțin, să ne facem că nu-l băgăm în seamă. Aha. Să rămână, mamă. Te-ai apucat de fumat? De ce îl lași naică să fumeze? Că-și strică plămânii. Vrei să zic una acum? Ce faci, mă, nu joci? Ce fac eu acum, naică? Tragi din țigară. Ascultă-mă, el mic, să spun o poveste. În vară, când cu apele alea, știi tu, te-a văzut un om și te-a spus la toți. Și mama ți-a găsit securii apitulată. Știi, că avea gura ruptă. Noi nu ți-am mai spus, că am văzut că ți-e rușine de ce ai făcut. Poate, tică. Păi nebunul, când mi-l luași, mă, când mi-l luași? Acușică. Hai, du-te și te culcă. Dar ce, tăticule, nu mama ta vrei să baci? Du-te și lasă-ne pace. Și nu făcuse-i rău, mă, deșteptule.
Vorbești prostii. Ce fac eu, mă, naică, cu oloaie, cu... cu logodnă? Cu logodnă asta. Care-i logodnă, Petrică? Aliorichi, iau-ți. Iau-ți cum bate toba. Îmi spuse Dinică că e logodnă. Ah, gură mare. Aha. Și ce ai tu, mă, cu ea? Cu ce să am? N-am nimic. Cu Gheorghe se logodește. De unde știi? A, mi-a spus ea ieri. Și eu nu i-am văzut la ea acasă cu lăutarii. Și ce face? Ce să facă? Juca în horă. Tu nu te duci să-i vezi și să-i zici salutare, Liorico. Gheorghe avea o floare la butoniere și o sticlă de țuică în mână. Mi-a dat și mi-a tras și eu în gât. Și ai băut tu din țuică aia? Da. Ia-o-ți, naică! Bă, de ce să nu dau? Era foarte bună, îndulcită. Bă, nu cred că era bună în țuică. Dacă nu crezi, du-te și vezi. E, asta e. Ce facem cu el, naică? Parcă mi-e milă să-l văd așa. Dacă frumosul nostru, împăratul Făniță, n-a fost capabil să-l ugodi fata. Înțelegeți odată că nu-mi pasă de ea. Ai. Stai, mă, nu fugi. Ce te-a prins așa, așa? Petrică, du-te și vorbește cu Leorica. Că plec din sat, unde să mă duc? Hă? Care sat e mai frumos decât al meu? Naică Colaie, naică Colaie. Grigore, nea Grigore, trebuia să mă bas ca pe un fier. Ce făceam eu din livezile gospodării? Un vis.
Veniți după mine? Că-ți ieși înainte. Că mă spuserai tăi că plecași din sat. Și logodnă? A fost. Cum? În capul tău. Atunci ce bătea tobaia ca o capi? Bătea și-o să mai bată, mă. Că repeta lubuzatul pentru nunțele din toamna asta, nărodule. Ce face? Nărodule. Iorico, fat! Am o idee. Nu, zău. Ce idee? Bate palma. Cât îndai pe ea? Mă! Bate palma! Hai, bate! Bate! Gugoș!